Se fac pregătiri intense pentru masa de Paște, iar piețele și magazinele au fost pline încă de la primele ore ale dimineții. Totuși, cantitatea de alimente cumpărată diferă față de anii trecuți. Majorările de prețuri fac pe români să fie mai cumpătați. În locul mielului întreg, oamenii se limitează la doar un kilogram sau două de poftă. Cozonacul, drobul sau toba se vând la suta de grame. Vreau și o bucățică așa de... Da. Produsele din coșurile de cumpărături ale românilor sunt din ce în ce mai puține și în cantități mult mai mici. Mulți români renunță la cozonacul întreg, de exemplu, și preferă astfel de jumătăți sau de sferturi de cozonac. Dacă un cozonac întreg ne costă aproximativ 85 de lei, e bine, o astfel de jumătate ne costă aproximativ 50 de lei. Ce am vorbit cu prieteni, cu vecini, toți a zis că nu-și mai permite să ia miel întreg și eu îmi luam miel întreg și acum am venit și am luat... Am cumpărat o jumătate de miel. Cât ați dat pe jumătate de... Aproape 1 milion și vreo 700 și ceva. Majoritatea românilor face tot posibilul pentru cea mai mare sărbătoare ca să aibă cel puțin o jumătate de miel. Sau o pulpiță, sau ceva. Iar schimbarea modului de a face cumpărături a determinat magazinele să se adapteze și să-și schimbe strategia. În piețe, drobul, cozonacul sau mezelurile se vând mai nou la suta de grame. În supermarketuri situația este similară. Pasca, de exemplu, este din ce în ce mai mică, iar drobul este deja tăiat și poate fi cumpărat la bucată. Cumpărăm mai puțin pentru că prețurile au crescut. Anul acesta mielul ne costă aproximativ 50 de lei per kilogram. Cu același preț cumpărăm și kilogramul de drob. Cozonacul, vedeta meselor de sărbătoare, este în medie 85 de lei. Scăderea puterii de cumpărare pe fondul inflației se simte tot mai mult în vânzările din magazine. Soluția pentru a stimula din nou consumul, principalul motor al economiei, este să luăm măsuri pentru a reduce TVA la alimentele de bază, cum au făcut polonezii sau portughezii, și să reducem pragurile de preț la energie și gaze. România are pentru a treia lună consecutiv cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană.